Salut, dragilor! De mult pândesc acest joc. L-am luat. Îmi place genul ăsta de joc. Să construiești orașe. Să-ți faci transport. Să ajungi de la un mic orășel la super orășel. Am început cu un nou oraș. Bineînțeles, orașul se numește București. Și ca fonduri am 70.000 de dolari. Build roads to expand your city. Ca peste tot, prima dată încep cu șoselele, numai în România, la noi nu se dorește, am ajuns la concluzia că nu se dorește acum șosele, că până și în jocurile astea de calculator, când vrei să ridici un oraș, trebuie prima dată să îți faci șoseaua. Ia-te și pe asta. Bobule, încă una și m-a dus. Așa, mă, tată. Mergem și așa. Hai că a mers. 3 să duc orașul. 85 de grade, 90. Opa! Ce frumos să-ți dă aici, spune unghiurile. Și mă duc cu orașul cât pot încoace. De ce? Pentru că trebuie să ajung la... Opa! Ce facem acum? Ce, că n-am bani? Ba da. Trebuie să ajung la apă. Și trebuie să-mi fac așa. Prima dată. Uite, îți dă aici punctele recomandate. Faci frumos așa. Și atent că îți dă, mamă, ce schimbe parcă e arhitectura aici. 84 de grade, ce înseamnă că nu e bine. La 90 e perfect. Ați. Bun, hai să vedem ce variante mai avem. Aici, în principiu, o să fac zona rezidențială. De ce? Pentru că dacă le amestec rezidențial cu ce mai fi pe aici, cu fabrici și uzine, la un moment dat aerul devine foarte poluat și bineînțeles că voi cheltui foarte mulți bani. Pleacă, mă, de aici 90 de grade, că de-aia am învățat geometrie și vorba aia. Calculăm. Bun. Deci mi-am extins orașul. 90 de grade. Bun. Hai să vedem cam cum arată. Hăț. Mi-am făcut oraș frumos. Mă voi duce, cred că în zona asta, așa cu uzinele. Gogule, am zis 90 de grade? Frumos, Gogule. Fii cu minte, 97 de grade, o bune? 90 de grade, iau-ți. Și mă duc cât pot pe partea asta și voi și explic de ce. Aici voi face fabricile și uzinele. Și aici voi face și deversarea apei pluviale. Cred că îmi spune, nu? În două facem de astea. De ce? O să vă explic eu la videoclipurile următoare cam cum se joacă. Mie îmi place foarte mult tipul ăsta de joc. Aș construi orașe în continuu. Adică mă văd primar, cu alte cuvinte. Dar nu pot să iau locul doamnei Firea. Trei iar familiei. Unde o fi acum? Bun. No. Respectăm frumos asta, că de-aia făcut. 85-90, ia ca așa. Bine, bun, ce frumos a ieșit. Fac și pasta și după aia ne apucăm să construim orașul. Bun, deci am făcut șoselele, mă extind, m-am extins pe malul lacului. Frumos, adevărat, ca la carte. Bineînțeles, ca să-ți dezvolți orașul, în dreapta jos avem cerere foarte mare de zona rezidențială, districtul, cartiere. Și aici avem Low Density Residential Zone, Low Density Commercial Zone și Low Density sau Industrial Zone. N-am nevoie deocamdată de Industrial Zone, eu am nevoie deocamdată de locuitori de ce? Ca să vină în orașul meu.
piciorul meu, mâncăiești gurița lui, uite, pa, 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 sulică de fabos. Opa, nu mă lasă mai mult de atât. Să vedeți, bă, ce mișto, ce te prinde jocul ăsta. Bun. Bineînțeles că orașul are nevoie de... Bineînțeles. De fapt, e și uzine, nu, de curent. Bun. Deja, opa, încep primele construcții. Hai să dăm și un pic mai repede, pe repede înainte, așa ca să vedem și noi cum să construiesc astea. Grafica e senzațională. Deocamdată n-am niciun locuitor, în dreapta jos te scrie București acolo. Deja cererea pentru low density rezidențial să scadă. Opa! Ce îmi zic aici? Că am nevoie de... Sau, mă rog, ei au nevoie de apiță. Ca să facem rost de apiță, trebuie să o luăm de la băiță. Apiță prima dată trebuie să-i dăm pompele, water pumping station. Și mamă, și oprești aici, nu? De ce? Pentru că trebuie să o luăm pe aia din amonte și o vărsăm în aval. Pe aia murdărică. A, nu vă mai zic că trebuie și o bulangerie de asta de eoliană, de ce ca să-i dea curent. Bun, hai că aici am brodit-o noi cum am brodit-o. Bun, hați. Hăți, Gionule. Ia să vedem cam cum am face noi pe asta. Tragem apă, nu contează asta cât e de... Tragem apă tuturor și ne extindem după aia. Mai am bani. Hăți, hăți, Gionule, Gionule. O, asta și mai am bani. Frumos, Gionule. Ia, lasă-mă așa. Bun. Uite, ne înțepăm așa. Și aici o să fac o de asta de deversare, să se ducă cu Dumnezeu înainte acolo. Bineînțeles, mai băgăm și o conductă, că trebuie să ne unim acolo. A, ți-am făcut-o și pe asta și bineînțeles îi trebuie curent. Pauli care bani, să joacă cu banii, eoliene. Ia dai, Junule. Ia de aici să fie așa frumos pe casă, ca să nu fie pe masă. Iată, și cam așa se începe un oraș. Ia, deja se văd locuitorii, cum au venit ei pe palea șochișorilor. Mașinuțele frumos parcate. Și de acum începe nebunia. Asta a fost primul episod. Au dus la circulație mare acolo. Voi continua și eventual poate voi începe și live-urile cu jocul ăsta. Îmi place foarte mult. Și voi continua cu siguranță. Uite că deja avem cerere pentru zonă de comercial și zonă industrial. V-am pupat. Ne vedem probabil la un următor live cu acest joc sau la un nou episod.